numesc Preda Gheorghe, sunt în localitatea Mărgăritești, județul Olt. Columbofil, membru columbofil, sunt în anul 1992. Ca și categorie, prefer categoria maraton, unde am obținut cele mai bune rezultate, începând cu anul 2012. Am reușit în decursul anilor, din 2012-2020, să fac de 7 ori campion național, de 10 ori vicecampion național și cred că de 7 ori locul 3 național. Ca și număr de porumbei, particip la concurs în jur de 54 de porumbei în fiecare an. La matcă am în jur de 15 perechi. Ca și linii de porumbei ce am introdus în ultimii ani, am introdus linii de porumbei de Herman Brinkman, linii de la Iureții Relu, de la familia Mazuru de la Brăila și de la Livu Vieru. Am încercat să fac niște combinații. Unele au mers, unele n-au mers. Ca și metodă de zbor, zbor văduvie, împerechez porumbei în jurul datei 20-25 martie. Îi las să crească cât un rând de pui până la vârsta de 21 de zile. Aproximativ cu 3 săptămâni îi separ înainte de prima etapă de fond. După aceea, porumbeii mei nu mai sunt împerecheați deloc tot sezonul. Îi duc o dată pe săptămână la un jur de 50-60 de kilometri unde îi lasă să și vadă. Stau aproximativ 10-15-20 de minute împreună în funcție de zborul care va urma. Dacă e un zbor de viteză, îi las mai puține minute. Dacă e un zbor de maraton, care acolo îi duc cu 2 zile înainte, 3 zile înainte de îmbarcare, îi las mai multe minute pentru a să se liniști porumbeii. Porumbeii, când vin de la concurs, îi lasă să se vadă și îi las chiar și o noapte împreună dacă zborul e foarte, foarte greu. Dacă zborul e foarte ușor, eu vorbesc numai de etapele de fond maraton, nu etapele scurte. La etapele scurte îi se par repede. Dacă zborul e foarte, foarte greu, atunci îi lasă să doarmă o noapte împreună, după aceea dimineața îi separ. Ca și mâncare folosesc mâncarea de la Versere Laga, care este combinată cu Champions Plus în perioada când am pui. În perioada văduviei merg pe varianta Jerry Plus, Superstar Plus și Energy Plus. Când vin de la concurs, porumbeii mei primesc 50% Jerry Plus și 50% Superstar Plus, urmată de 3-4-5 zile numai Jerry simplu. După aceea, în ultimele 3 zile, încep să combin mâncarea Superstar Plus cu Jerry Plus, 50%, 50%, după aceea, penultima zi înainte de îmbarcare, 3 la mâncarea Superstar Plus cu Energy Plus și după aceea, în ultima zi, merg numai Energy Plus. Deci porumbeii, când vin la concurs, primesc în prima apă electroliți, obligatoriu. După aceea, recuperarea o mai continuă și cu probacul. Probacomie. Tratamente fac numai în condițiile când porumbeii, cu antibiotice mă refer, numai în condițiile când porumbeii intre prin apă, cum au trecut la zborul acesta. Au zburat foarte mulți kilometri prin ploaie și sunt nevoiți să intervin acum cu un antibiotic. Pentru pregătire le dau în ultimele 2 zile, le folosesc niște aminoacizi de la Airboot, le dau 2 zile, mai puțin mâncarea de bază la mine. La suplimentele, intru cu ultimele 2 zile cu alune la discreție, este cam suficient. Selecția la mine începe de toamna de la pui, unde concurez pui cu asociația până la ultima etapă, că o fi 500, o fi 350, nu mai contează, merg la ultima etapă cu asociația, după aceea pui la un an la mine trebuie să zboare cele 3 maratoane obligatorii. Nu am pretenții să mi le claseze, dar cel puțin să vin acasă. După aceea, de la vârsta de 2 ani de zile, toți porumbeii trebuie să facă norme, dacă nu, la 2 ani de zile nu mai rețin niciunul, elimin. Matca o împerechez întotdeauna la 1 februarie, îmi opresc primele 2 serii pentru mine, a 3-a serie o duc la nepotul, la Matei Cătălin, încercăm să oprim cât mai mulți pui din fiecare cuplu, dacă în 2 ani de zile niciun cuplu n-a reușit să dea niciun pui care să facă cât de cât rezultate, nu-l mai ține. Folosim și consanvinizarea, folosesc și încrucișerile, folosesc tot felul de metode. De anul acesta am încercat să-mi aduc și niște porumbei de fond. Am adus 3 perechi, am luat de la bunul meu prieten, de la Livul, 2 bucăți,
de la bunul meu prieten din Spania, la Codruț, din numai porumbei de fund, care aceștia nu vor intra niciodată în porumbei mei de maraton. Ei, aceia vor merge numai și numai la fund. Tratamentele de iarnă la mine încep în fiecare an, pe 1 decembrie. Unde încep să fac 10 zile cu parastop, după aceea 2 zile vitaminizez, cu probac, cu vitamine, și după aceea îi vaccinez. Le fac vaccinul de paramixul cu salmonelă, cel românesc, colmbă polivacum, după aceea o lună de zile nu mai am treabă cu ei. După 15 ianuarie le fac un tratament de tricomonoză, după aceea fac în luna februarie fac un tratament de coccidioză și în sfârșitul lunii martie mă apuc de tratamentul de căi respiratorii, unde fac și acolo 3-5 zile. Deci cam ăștia ar fi tratamentele de iarnă la mine. Îmi selectez cât de cât porumbei la mână. Încerc să opresc numai porumbei care îmi plac, să arate foarte bine la musculatură, musculatură moale, nu rigidă, să nu fie un porumbel mare, să fie un porumbel tare mijlocie, să n-aibă penele foarte, foarte lungi, să aibă un penaj mai micuț și mai puternic. Deci mai multe criterii, oichii, să nu fie, nu-mi plac mult porumbei cu oichii albi, să fie laț în piept, să aibă un stern puternic, osatura cât mai aproape de corp, antebrațele cât mai puternice, să nu fie laț în coadă, nu-mi plac porumbei cu cozile lață, să fie porumbei cu coada pană pe pană. Cam ăștia sunt regulile care le urmăresc eu la porumbeii mei de maraton. Acesta este un porumbel de 2010, un porumbel de la Neafane Buțucană, care s-a dovedit cel mai bun reproducător de la mine din crescătorie, care mi-a dat foarte mulți porumbei cu norma, la maraton, la azi maraton, la azi național, a dat campion național olimpic, mi-a dat în 2019, mi-a dat locul 1 la Star Maraton pe provincia Oltenia. Deci un porumbel foarte, foarte bun, cu cel am pus la pereche, a cuplat și îmi vin porumbeii din el foarte, foarte bine. Aceasta este campioana națională la categoria record în 2017, dar pe lângă categoria record a reușit să zboare și azi Maraton Palmares, unde a fost locul 7 la azi Maraton Palmares 3 ani. Deci a zburat practic 3 ani și ea la maratoane. Este 50% Herman Briman și 50% linia veche de porumbei, care este și ea verișoară cu Olimpicul. Această porumbiță a reușit în 2012 să fie locul 4 la azi Maraton Tineret. În 2013 a reușit să fie locul 4 național la azi Maraton Palmares. În 2015 a reușit iar să fie locul 25 la azi Maraton un an. Și în 2018 a reușit să facă iar campion național la record. Deci ieșea o nepoată tot de-a lui Olimpicu. Acest porumbel a devenit reproducătorul numărul 1 la mine în crescătorie. Este celebrul porumbel de zic Odesaro, care a zburat pe 3 rute diferite. În 2010 reușește să zboare Polonia, mergând până la Varșovia. În 2011 zburăm pe ruta vest, reușește să claseze 2 colinuri. Și în 2012 ne întoarcem pe Ucraina, unde reușește să facă vicecampion național la Maraton Palmares. În 2012 și locul 3. Și locul 3 la Maraton Palmares 3 ani. Reușește. Deci un porumbel de bază. Acesta este iar un porumbel de bază al crescătoriei. Este porumbelul olimpic, care mi-a adus cele mai multe trofee. Deci acest porumbel, cu cel pui la pereche, e imposibil în fiecare an să nu-mi facă cât un pui din el categoria azi Maraton Tineret. În 2012 reușește la maraton să fie vicecampion național și vicecampion la maraton extrem. În 2013 reușește să facă locul 1 național la Maraton Palmares, locul 1 național la Maraton Extrem Palmares și locul 3 la azi Maraton Palmares. Până lângă cele spuse mai înainte, reușește să fie și locul 1 în lotul olimpic al României.
Porumbel olimpic.